Suntem în săptămâna 8 în care încerc să transform 50 de dolari în 500 de mii de dolari. Un singur lucru vreau să țineți minte, un spartan adevărat nu renunță atunci când vremurile devin dificile și continuă în fața presiunii și a stresului pentru a obține ceea ce își dorește. Așa că, welcome to the channel, Spartans! Au! Oficial, avem prima tranzacție de săptămâna aceasta. Dacă vorbesc un pic pe nas, să știți că e vina lui Coban. De ce? Am răcit din cauza lui. Suntem în data de 9 septembrie, ora 23, este un pic mai târziu, este luni și avem deja de luni prima intrare și anume pe NZD CAD. Și haideți să vă arăt. Începem cu weekly, timeframe-ul cel mai mare. Se poate vedea clar că suntem într-un trend ascendent, prețul formează noi maxime. Acum avem o retragere pe weekly și ca orice retragere ai nevoie de un impuls. În data ce ai retragere va apărea și mișcarea. Bun, asta vedem pe weekly. Clar, dacă weekly este trend ascendent, puternic, se poate vedea și pe daily că suntem într-un higher high, higher low, higher high. Și acum prețul a intrat în zona mea de atac, de unde eu mă uit cu poziții de cumpărare. Bun, știind asta, pe timeframe-urile mari, executăm noi. Aici începem să atacăm noi. Pe timeframe-ul de oră avem așa. Zona de atac, mi-a atins zona de atac, am avut o alarmă, data asta mi-a pus o alarmă, get ready fucker, nu am mai... ieșit afară să-mi spăl curtea, fără să am alarmă. Prețul a intrat în zona de atac. Cei din MCC mi-au zis tot la fel. Young Ted Lifestyle fix, când suntem aproape de entry, să nu mai spăl curtea, mi-au pus fața mea. Și toată lumea mi-a dat tag ca să nu ratez intrarea pe NZD CAD. Și n-am mai ratat-o. Acum pe NZD CAD avem intrarea, prima intrare, pentru că am avut ceva pierderi. Vom intra cu 10% și îndată ce avem confirmări de candele, voi executa până la 40%, adică voi deschide ca și până acum, voi deschide cât mai multe tranzacții pe parcursul mișcării, pentru că e noaptea și nu pot sta în fața calculatorului foarte mult. Adică deschid acum și după când mai văd oportunități, deschid pe parcursul mișcării și dacă coboară spre stop loss, e și mai bine, că o să avem un risk reward mult mai bun. În acest moment avem un risk reward de 5,79. Dacă coboară mai jos, scoatem 6, 7, 8, ceea ce este bine. Bun, hai să nu mai stăm prea mult la vorbă pentru că trebuie să facem prima intrare. NZD CAD, open price este prețul din prezent, deja am făcut toate calculele, stop loss-ul, balanța, întotdeauna v-am spus, dacă pierd din cont, eu tot balanța cu care am început o țin, pentru că este doar o chestiune de timp până voi intra în profit. Și nu vreau să-mi inserez profitul. 2534 de dolari este riscul. Deschidem cu 13,22 loturi. Și în acest moment vom deschide prima tranzacție din săptămâna 8 din acest challenge. 13,22 loturi pe NZD CAD. Buy! Acum, dată ce merge, fie spre stop loss, fie spre take profit, aș vrea de preferat să coboare mai mult, pentru că pot să deschid și mai mult, dar dacă urcă, mă voi uita pe timer-urile mici, 15 minute, 30 de minute și atunci avem confirmări, fie că spargem, de exemplu, zona aceasta de rezistență, fie că formăm o structură din nou de ascendentă de minim, maxim, avem o retragere și mergem în acest trend ascendent, voi deschide pe toate aceste zone care se formează. Acum ține foarte mult de preț. Voi sta în fața calculatorului și adaug. Și aș vrea până la 40% să risc pe acest setup pentru că potențialul este destul de mare. Și aș vrea ca săptămâna aceasta să ducem cu adevărat contul în 50.000 de dolari. Ceea ce am vrut săptămâna trecută. Așa că nu mai ajungem prea mult pentru că iar ajungem la o oră cu acest vlog. Am făcut intrarea pe parcursul mișcării. Mai adăugăm în funcție de cum arată piața și revin cu un update îndată ce am ceva concret. Let's go! Bună dimineața, traderi! Emil Alu Coban. În dimineața aceasta suntem în data de 10 septembrie, mai exact 10.33 și haideți să vă arăt ce s-a întâmplat pe grafice și de fapt ce am zis aseară că facem și ce am făcut. Și avem așa, NZD CAD-ul. Am spus că dacă coboară spre stop loss, va fi zona perfectă unde să mai intru cu poziții pentru că ne oferă un risc mult mai bun și v-am spus că vreau să risc undeva la 40% pe acest setup pentru că trebuie să recuperăm pierderea de săptămâna trecută. Așa că eu am mai deschis două tranzacții, una am prins un pic mai jos, una mai sus pentru că evident nu stau toată noaptea cu telefonul în mână să prind tranzacția perfectă. Mi-ar fi plăcut să prind aici, dar din păcate nu am prins. Am una un pic mai jos și una mai sus, dar media still good. Și în acest moment am un risc de 30% pe contul de challenge și rulăm cu 5.000 de dolari în profit. Dacă ne atinge tăi profitul, îl dublăm săptămâna aceasta și sper că data aceasta NZD CAD-ul să fie cu noroc să ne dublăm contul, să nu mai pierdem. Așa că revenim pe grafice. Bun, facem analiza încă o dată. Daily, suntem în zona de higher low, adică avem higher low, higher high, avem retragerea, higher low și acum practic repetăm istoria. Ce s-a întâmplat aici? Reproducem aici. Primul take profit pentru
acest setup o să fie risk reward 1 la 2, respectiv 0.83829. Acesta este primul take profit și zona de take profit. Dacă ajungem aici, voi închide procent din tranzacția în funcție de cum arată piața și când va ajunge, pentru că dacă va ajunge la finalul săptămânii, închidem în totalitate și cu un risk de 30%, ajungem undeva la 60% în risk reward 1 la 2, ceea ce încă nu este ok. Așa că eu pe parcursul acestei mișcări spre risk reward 1 la 2 v-am spus că vreau să risc undeva la 40%. Așa că voi mai încerca să mai deschid o tranzacție în cazul în care mi-o oferă posibilitatea, ca să avem 40% risc, să putem să dublăm. Dacă merge un pic peste risk reward 1 la 2, să dublăm contul săptămâna aceasta și de ce nu, dacă avem o mișcare agresivă, să scoatem previous highs din această zonă. Acesta este un target important. Dacă piața sparge, cu siguranță până aici dublăm contul, 0.84264, iar targetul final rămâne previous highs ca de fiecare dată. În dat ce spargem pe acestea, chitem tranzacția în totalitate, pentru că urmează retragere, este doar o chestiune de timp. Așa că 10 septembrie așteptăm ca piața să își formeze mișcarea, merg la tuns, pentru că-s netuns de o săptămână și zici că-s oaie, e vina lui Coban și revin cu un update în data ce mai deschid o tranzacție sau piața merge pe break-even. Revenim, let's go! Sergiu, astăzi te-ai pus pe treabă și vrea să-mi facă stilul Drake săptămâna aceasta. Să rog să iasă inima, să nu iasă un pot polo. Sergiu, dacă mă greșești, haide. O să mă vadă o țară întreagă cu pot polo în cap. Bine, o crește repede. Mai ești atât de mult. Să-ți fac cu briciu, știi că ar vrea să se vadă că ar vrea să-mi știu dacă o vezi. Bun, update pentru NZDCAD. Formăm noi maxime. În acest moment contul este la 27.900 equity. În acest moment trecem pe 28.000. Și ca să înțelegeți de ce spun că update-urile în descrierea vlogurilor, spun că update-urile vor fi făcute pe Discord, Instagram și YouTube, ceea ce facem aici. Spun asta pentru că, hai să vă explic ce fac în fiecare săptămână. Chiar și acest NZDCAD, dacă ați fost atenți la story-urile mele, cei care mă urmăriți pe Instagram și ar trebui să mă urmăriți pe Instagram dacă vreți să prindeți aceste intrări, la început de săptămână eu mereu dau detalii și spoilere, doar să fii atent. Am pus așa, din MCC, am pus, practic, din grupul de Discord, cei care sunt membri în MCC, am pus lista cu high probability setups pentru mine. Și am lăsat-o până s-au încărcat toate reacțiile. După ce am făcut asta, am postat acest story. Următoarea victimă, practic, este graficul de pe NZDCAD. Dacă ați fost suficient de inteligenți, trebuia doar să intrați la mine pe story, vedeți lista pe care eu am postat-o la început de săptămână cu perechile pe care eu le consider high probability setups, după care verificați fiecare paritate, pentru că sunt 3, 4, 7 parități, de la 7 vedeți care are graficul acesta. După ce vedeți graficul, pur și simplu executai intrarea pe care eu am executat-o. Și în fiecare săptămână fac la fel. Dau spoilere pe Instagram. Și de asemenea, postez mai în detaliu în MCC, în programul MCC. Aici postez intrările și detalii, cât săriște. De exemplu, am zis aseară săriște 10%, după care după astăzi săriște mai mult, pentru că nu lăsăm tranzacțiile peste noapte și nu suntem atenți. În cazul în care coboară spre stop loss, să nu luăm o pierdere prea mare. Bun. Și automat cel de-al treilea update este pe YouTube, pe care voi îl vedeți aici. Așa că să nu ziceți că nu v-am zis. Vă zic, în fiecare săptămână trebuie doar să fiți atenți la detalii, pentru că nu pot să vă dau mură în gură. Nu muncesc pentru voi. Dacă sunteți un pic atenți, you make the fucking money. You got the point. Revin cu update în data ce mergem în risk reward 1 la 2. În acest moment avem $7,000 în profit. Sau întoarcem în break-even. Revenim. Bun, haideți să pornim. Chiar acum povesteam pe Instagram de ce, din punctul meu de vedere, Samsung-ul filmează mai bine decât iPhone-ul și ați văzut și voi pe filmările de pe YouTube. Avem așa, v-am spus că vreau să mai deschid tranzacții pe parcursul mișcării. Avem un swing point, retragere maxim și din nou prețul acum a venit și a retestat zona aceasta ca și aici. Avem o spargere peste, o retestare, continuarea mișcării. Acum avem o spargere peste, o retestare, o continuare mișcării. În acest moment am deschis o tranzacție de 10 loturi, pentru că v-am spus, vreau, dacă setup-ul acesta merge, să risc mult, să-l ducem în 50.000, pentru că suntem în urmă cu challenge-ul. Așa că de aici eu acum aștept ca prețul să respingă, se formează o candelă de respingere, după care se continuă mișcarea în risk reward 1 la 2, să putem să încasăm, să ducem contul în 50.000. Așa că acesta este setup-ul, am să vă fac un update pentru că am deschis, să vă țin la curent
și revin pe Instagram pentru că facem un Q&A în care le explic oamenilor de ce deschid anumite tranzacții, de ce folosesc aia, de ce... Îi plouă afară, pe scurt, ca să înțelegeți, plouă foarte mult. Și am zis să fac un Q&A pentru că n-am mai făcut de mult timp. Așa că, let's see! Alright, ladies and gentlemen, NZDK-ul este foarte aproape să lovească risk reward 1-2 și în acest moment rulăm cu 33.000, aproape 34.000 equity pe contul de challenge. Din acest moment avem practic o respingere din 8 EMA, dar din punctul meu de vedere va merge până în risk reward 1-2, unde voi închide o parte din tranzacțiile deschise și take profit final o să fie când piața sparge aceste high-uri din 84-263. Nu o să mai fie high-uri pe daily pentru că slabe șanse ca prețul să spargă maximul de pe daily săptămâna aceasta. Cel mai probabil prețul va sparge acest high important dacă urcăm agresiv. Cam acela este targetul meu final și o să fie un risk reward de, pentru primele intrări, de 3,8, ceea ce este destul de ok și în felul acesta ducem contul săptămâna aceasta la 50.000. De aici este foarte important din această respingere din 8 EMA, dacă are putere să spargă sau să mai coboare. De aici este 50-50, dar vreau să-l văd până în risk reward 1-2. Nu voi închide, chiar dacă săptămâna aceasta ies din nou pe break-even, nu vreau să închid, respect sistemul de tranzacționare și aștept până în risk reward 1-2. Așa că revenim cu un update în dată ce avem o mișcare concretă. Let's fucking roll! Bun, haideți să facem un update. Ceasul este 1 și 18 minute, mai exact 11 septembrie, miercuri. Suntem la jumătatea săptămânii și în acest moment pe NZDCAD prețul, exact cum v-am spus, are, am anunțat și pe Instagram și în grupul de Discord MCC, am spus așa. Guys, dacă vreți să marcați, asta un zoom, dacă vreți să marcați pe NZDCAD, o puteți face acum, sunt șanse ca prețul să întoarcă peste noapte și eu am spus că voi sta activ. Adică voi sta până mai târziu să vedem închiderea de aici, pentru că dacă întoarce, nu vreau să ies cu absolut nimic din tranzacție, să măcar să închid 5.000 profit pe setup-ul ăsta și să merg în următorul. Dar, personal, aș vrea să văd că prețul urcă din această zonă, în acest pin, să formeze candă de bullish, să urce frumos, să terminăm săptămâna aceasta cu targetul atins. Deocamdată voi sta activ și asta e una din zilele alea de... Mi-aduce aminte de începuturi, acum 8 ani, când aveam $100 în cont și efectiv intram cu risc foarte mare pentru că vreau mai repede să cresc. Nu știam ce fac adevărat, eu credeam că știu ce fac, dar nu știam ce fac și riscam extrem de mult și cum vedeam o candele care se formează împotriva mișcării mele, eram tot panicat, stresat, dormeam noaptea foarte puțin, îmi puneam alarma pe la 4 dimineața pentru că așteptam închiderea de pe 4 ore a candelor, pentru că sunam doar pe 4 ore și când se închidea candela, dacă se închidea una împotriva direcției mele, eram stresat, transpirat, nervos, stăteam non-stop pe telefon, nu mai dormeam. Mi-aduce aminte practic de începutul chestia asta, când stau în fața graficilor, efectiv, pentru a vedea cum e închiderea. Pentru momentul de față, când risc 2-3-5% pe tranzacție, dacă trebuie să fie relevant, merge următoarea. Acum e mult mai riscant, trebuie să fiu mult mai activ, pentru că dacă întoarce, spre exemplu ce fac în acești challenge, dacă întoarce, încerc să minimizez profitul și dacă urcă, să maximizez, să mă deschid cât mai multe tranzacții. Exact ce am făcut și până acum. De asta, în noaptea asta va trebui să stau de pază, să vedem ce se întâmplă, aș vrea să văd o urcare, aș vrea să terminăm challenge-ul săptămâna aceasta în 50.000, să pot să dau o retragere, să mă mut la celălalt broker, să mă mut la un broker mai safe și să merg cu un levier mai mic, pentru că de la 50.000 treburile sunt mult mai ușoare. Au fost grele la 100, 200, 500, 1000, 2000, la 50.000 și e relax pentru mine și o să mai fiu atât de stresat. Dar acum, până ating, vedeți că deja sunt multe tranzacții care am încercat să ajung la 50.000. Am o piedică de la 20.000 să ajung la 50.000, dar odată ce o sparg, o să fie mai ușor, e ca și cum aș rupe lanțul. Odată ce rup lanțul, mă duc. Așa că revin cu un update în data ce avem ceva concret în piață. Deocamdată spartanii stau de pază. Let's go! Bun! Suntem în următoarea zi, mai exact 11 septembrie, 12.45 și trebuie să facem un update major pentru NZDCAD. Suntem într-o zonă extrem, extrem de importantă și decisivă. Și haideți să vă arăt pe grafice.
Exact de ce mă temeam că prețul va respinge din opție mei și va coborâ, asta s-a întâmplat. Nu a atins risk reward 1 la 2, dar eu până nu mi-a atinge risk reward 1 la 2, nu închid mai devreme, chiar dacă am fost foarte, foarte aproape în această zonă. Și în acest moment, dacă merge pe timeframe de 5 minute, ca să pot să vă explic exact ce se întâmplă și ce am explicat și în MCC. În acest moment, rulăm cu 4600 de dolari profit. Tranzacțiile pe care le-am deschis, acestea două pe care le-am deschis în această zonă de suport, momentan sunt în pierdere pentru că în prezent prețul este în această zonă. Dacă avem o închidere agresivă pe 5 minute, 15 minute, bearish în această zonă, voi închide în totalitate tranzacții și vă rămâne cu aproximativ 24-25 de mii, cam cât a fost maximul acestui cont cu tranzacțiile de pe NZDK. Aș vrea să văd în continuare că prețul de aici formează un trend ascendent și merge către targetul nostru, primul target din risk reward 1 la 2. Dacă mai coboară și va începe coborârea, îi voi închide în totalitate tranzacțiile și mutăm pe o altă paritate. Va intra din nou în zona de atac, de unde putem să ne uităm în continuare cu poziții de buy, pentru că trendul, dacă ar fi să scoatem toată analiza, trendul în continuare este ascendent, doar că vrea să coboare mai jos în zona aceasta, de unde va începe mișcarea pentru un trend ascendent și nu avem ce să-i facem, nu-l putem opri, pentru că nu putem controla volumele. Ceea ce putem face este să controlăm pozițiile noastre. Și în cazul în care prețul are închiderea aceasta acum sub agresivă, voi închide totalitate, rămânem cu 25.000-24.000 pe acest setup și continuăm cu următorul setup pe care eu l-am în vizor, și anume Euro-USD-ul, care analiza rămâne aceeași. Suntem în zona de atac, la fel ca și în SDK, zona marcată cu albastru este zona de atac. Dacă pe timeframe-ul de oră coborâm și intrăm în zona aceasta pe care eu am marcat-o, vom avea ceva de genul. Adică prețul ușor coboară în această zonă, formează respingerea, începe trendul ascendent, vom intra cu poziții de cumpărare până într-un nou higher high daily. Adică se respectă analiza. Asta aș vrea să văd dacă NZDK ne invalidează, asta aș vrea să văd în următoarele tranzacții, pentru că momentan suntem în data de, cum v-am spus, 11 septembrie 1248, suntem mai exact miercuri, la mijlocul săptămânii, și mai avem șanse să deschidem tranzacții și vreau să duc săptămâna aceasta contul de challenge în 50.000, în orice situație. Fie pierd 5% din el, fie îl duc în 50.000, pentru că deja o lălăim prea mult, am stat cu prea multe tranzacții, m-am blocat aici la 25.000 și vreau ca săptămâna aceasta să-i dăm fie scalping, fie orice, să-l ducem în 50.000, să ne încadrăm în timp, pentru că vreau ca până la finalul octombrie să termin acest challenge. Nu vreau să stau să lungesc un an de zile, pentru că atunci practic nu mai are nicio relevanță că am făcut din 50-500.000 într-un an. Vreau să văd cât de repede, și asta e și practic importanța acestui challenge, cât de repede pot să duc 50 de dolari în 500.000 de dolari. Așa că, acum pe 5 minute, dacă avem închiderea, închid în totalitate și merge pe o altă partate și revin cu update în momentul în care voi deschide tranzacțiile. Let's go! Here we go! Chiar acum vreau să plec de acasă, schimb parbrizul la M și am o nouă oportunitate pe care am găsit-o pe aur. Chiar dacă în ultima perioadă aurul mi-a oferit numai stop loss-uri și break-even-uri, țineți minte, cel mai mare profit într-un singur setup personal l-am avut pe aur. Așa că aurul pentru mine, chiar dacă în multe perioade mă oferă break-even-uri, stop loss-uri, când plătește, plătește. Și hai să vă arăt setup-ul. După cum bine știți, aurul mă uit de mult timp, chiar dacă n-am vrut să plece, mă uit cu poziții de vânzare, pentru că ce urcă, trebuie să și coboare. Orice urcă, trebuie să coboare. Urcă, coboare. Urcă, trebuie să coboare. Iar pentru mine avem acest 3 pin pattern și e posibil să formeze și al 4-lea pin. Și pe asta mă bazez. Și o să avem așa. Weekly, suntem într-un higher high. Daily, am intrat în această zonă de range de care v-am mai povestit. Suntem în această zonă de range din data de 24 august. Acum, această zonă, suntem în partea superioară, adică în zona de rezistență a acestui range. Aici putem să ne uităm cu poziții de vânzare și pot să scalez. Asta e frumusețea în range-uri. Mie nu-mi plac de fel, dar este singura oportunitate și v-am spus că vreau ca săptămâna aceasta să duc contul de challenge, pentru că tranzacțiile de pe NZDK le-am închis, profit 3.936, contul este la 24.971, data de 11 septembrie 1259. Putem să scalăm pe această zonă de range cu poziții de vânzare în cazul în care avem respingere și ne formează ceva de genul. Ce s-a întâmplat și în trecut, pur și simplu, acum vrem aceeași istorie. Se repetă, să mergem în zona de suport. Acum, vom intra cu
am făcut și calculul, 10% risc, respectiv un lot 61 din această zonă, stop loss-ul peste maxime, respectiv 2535,020 stop loss, și îndată ce prețul coboară pe time frame-urile de o oră, putem să scalăm cu poziția. Așa că prima tranzacție pe care voi deschide pe aur acum o să fie un lot 0,61. Un lot 0,61. Bun, avem prima tranzacție de vânzare pe aur, sper că data aceasta să nu mai am break-even sau stop loss, să fie cu noroc finally aur să ofere ceea ce oferă el când merge în direcția în care trebuie, și îndată ce prețul va coborâ și mai va mai forma swing-uri, exact ca și aici, pe aceste swing-uri, haideți să vă și arăt pe un grafic liniar, voi mai deschide poziții pe toată zona aceasta, adică fiecare swing pe care îl formează, putem să deschidem poziții de vânzare până în targetul din nivelul de suport, respectiv 2470 ar fi targetul din zona inferioară a acestui range. Așa că avem prima tranzacție, dată ce mai coboare, voi mai scala cu poziții, voi posta imediat analiza și în MCC și mergem să schimbăm parbrizul la el. Sper să fie cu noroc. Let's go! In business. În acest moment s-a postat procentul inflației pe dolari și ghiciți ce? Finally, aurul a coborât. Paritatea care până acum ne-a oferit numai break-even-uri și stop-loss-uri, în acest moment este singura paritate care îmi va duce contul săptămâna aceasta în 50.000. V-am spus că o să-l duc și mă țin de provisiune. Este doar o chestiune de timp și de tranzacții până voi ajunge acolo. Și în acest moment am deschis maxim la procentul inflației, când s-a publicat maxim de volum pe care eu puteam să le deschid, și în momentul picajului am deschis încă o tranzacție de 6 loturi care, în cazul în care întorcea, o închideam instant pe pierdere, pentru că nu vreau să mă trezesc cu o pierdere, dar știind că prețul este într-o zonă de range și suntem în maximul acesta care v-am spus, este o chestiune de timp până prețul va respinge, adică dintr-o mișcare agresivă până va avea o retragere amplă, și am așteptări foarte mari pentru această paritate, adică de aici vreau să-l văd mult mai jos. Și acum cum m-am poziționat la știri, de asta spun de fiecare dată că știrile vin din punctul meu de vedere ca și o confirmare la analiza tehnică, și dacă tu faci corect analiza tehnică și mergi în direcția care trebuie, poți să te poziționezi cu o intrare foarte bună, rapid, care să meargă direct în take profit. Și cu un risc foarte mare, mai ales pentru un cont de challenge. Dar de altfel se poate întâmpla, dacă mergi spre stop loss, să te trezești cu o intrare foarte mare, cu un risc foarte mare în direcția opusă. De asta am stat atent, credeți-mă că îți transpirat cât de agresiv am fost în piață pe această tranzacție și cât încă sunt, pentru că deocamdată piața nu s-a liniștit până nu se așează volumele și nu au o direcție clară, îți șanse foarte mari ca prețul să întoarcă toată mișcarea pe care a format-o până acum. Așa că în acest moment, de aici, mă aștept în continuare ca prețul să coboare, să meargă în zona de suport a acestui range. Așa că am anunțat și în MCC această analiză, că dacă avem o închidere pe 4 ore, prețul va coborâ. Și în acest moment avem coborârea, revin cu un update, îndată ce avem o direcție clară. Rulăm cu 39-38 de mii în equity. Let's fucking
Go! Salutare MCC, astăzi veți vedea cum se distrug doi spartani. Astăzi îl voi demola pe Dani și mă voi demonta pe mine. Let's go! Hai. Let's go! 84, 85 până la 100. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. La sac, la sac. Urmează repetiția de sac, poloneze directe. Hai, Dani! Directe, Dani! Hai, hai! Directe, Dani, directe, directe! Așa, hai! 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 Mai rapid! Mai rapid! 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 Croșe, croșe, croșe! Croșe! Rămâi pe loc! Hai, aruncă-le! Tare! 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 Tare, încă 10! 1, 2, hai! 3, 4, 5, 6, hai! 7, 8, hai! 9, 10! Stai la încasat, încasează! Încasează, încasează! Încasează, sus capul, sus capul! Sus capul! Sus, scoate-le, scoate-le jos! Hai, încasează! Încasează, încasează! Hai, sus, afară, alergare, alergare, haide, hai, 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 până capăt și înapoi, sprint, Dani! Azi îl distrug, astăzi îl împachetez, iar tot ce înseamnă distrugere, hai, Dani, înapoi, haide, hai! Nu știu de unde vine asta, trebuie să-l îl împachetez! Garaj! Hai! 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 Directe! Directe! Rămâi pe loc! Directe! Directe! Hai! Sus! Sus! Nu renunți! Nu renunți! Hai! Sus! Sus! Rapid! Rapid! Croșe! Aruncă-le! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, încă 10, hai, nu te oprești pentru nimic în lume, nu te oprești, Dani, hai, 10, hai, 1, 2, 3, mai tare, 4, 5, 6, mai tare, 7, 8, 9, 10, bine, bă, băiat, asta înseamnă mentalitatea de războinic. Ești bine? Ești bine? Nu te aud! Nu te aud, Dani! Nu te aud, Dani! Viața e un război. Și tu ești? În teroare. Și tu ești ce? Spartan. Așa. MCC Power, let's go! Aurul, să vă explic, este ca un gras de la, cu bani de la părinți, care a plătit toată viața femeile și acum, pentru că s-a săturat de plătit, plătește doar când prinde femeia care trebuie, ca să vă facă o corelație exactă. Și când vine femeia care îl face pe el de cap, va plăti toți banii, va da și banii de la tată, de la mamă, va vinde absolut tot. Așa este aurul. Dar, până îl prind, îmi va lua break-even-ul și stop-loss-ul. În acest moment, suntem în data de 13 septembrie, mai exact vine 11.46 și aurul mi-a luat break-even-ul, de fapt, o ușoară pierdere, $2000 pe aur. Pierdere aproape de break-even, am închis în data ce am văzut că trece la știri peste break-even. Iar în acest moment contul este la $21.807. Și haideți să vă arăt ce s-a întâmplat cu aurul respectiv grasul. Bun, prețul foarte frumos a avut extrem de multe respingeri în această zonă. Am avut respingeri, respingeri, respingeri. Când am văzut această candela de bearish, m-am gândit gata, plecăm, mergem, mă take profit, ducem contul în 50.000. Dar a întors agresiv și îndată ce am văzut această candela de bullish puternică, am și închis pentru că mi-am dat seama că va continua trendul. Ceea ce este amuzant este că NZD-CAD-ul, după cum puteți vedea, a mers în direcția pe care eu am anticipat-o. Adică analiza a fost corectă, doar că a mai întors foarte aproape de stop loss, doar că nu l-a luat. A intrat în prima, a intrat în cea de-a doua zonă de atac din Warzone, după care a întors, a lovit risk reward-ul la 2 și acum se îndreaptă către take profit-ul final. Deci NZD-CAD-ul, dacă îl țineam, a fost, era un banger, dar n-ai de unde să știi. Și în piață trebuie să fii ca un spartan și o să vă arăt exact imaginea pe care am trimis-o și în MCC. În momentele în care piața nu merge în direcția pe care tu o anticipezi
și vine și ți-a stoblozul și te lovește, trebuie să rămâi de neclintit, să rămâi ca un spartan în orice situație, chiar dacă săptămâna aceasta am adus contul 50.000, este doar o chestiune de timp până voi prinde grasul acesta cu femeia potrivită și respectiv cu intrarea potrivită, astfel cât să iau toți banii. Țineți minte, cel mai mare profit pe care eu l-am avut până acum este într-un singur setup pe aur, așa că nu scapă de bine, sunt de neclintit, rămân în picioare până îl voi prinde și când îl prind, masacru-i fac. Așa că, de asemenea, am uitat să vă arăt euro-dolarul, acesta am postat în MCC, am zis că vreau să văd că prețul merge într-un nou higher high, aceasta este analiza după care prețul a și explodat. Acum, pentru poziții de cumpărare, rămâne analiza de la începutul săptămânii, așteptăm o retragere și pe baza retragerii putem să intrăm cu poziții de cumpărare ca prețul pe euro-dolar să vină să scoată precedentele maxime. Dar astăzi, fiind vineri, va trebui să ne oprim. Și din păcate, săptămâna 8 se termină cu 21.807. Dar, pentru că suntem spartani și nu renunțăm, vă las imaginea aceasta aici. Iar, țineți minte la mine, aurul, pentru că ne-a oferit numai break-even-uri și stop-loss-uri, va fi paritatea care, în acest challenge, mark my words, va ridica contul extrem de agresiv. Este doar o chestiune de timp. Așa că, până data viitoare, rămâneți spartani și rămâneți de neclintit. Bum!